Vă salut, prieteni! Sunt actorul Cristian Alexandrescu și în minutele următoare voi vorbi despre Alpha Centauri, noile descoperiri. Alpha Centauri, abreviat în ACEN, Alpha Cen de fapt, după denumirea Bayer, denumită și Alpha din Centaur sau uneori Rigel Centaurus sau Rigel Centaurus, Toliman sau Bungula, este un sistem de 3 stele cu 3 exoplanete, din care 2 sunt nesingure. Alpha Centauri A și Alpha Centauri B sunt cele 2 stele principale care formează o stea dublă, iar Proxima Centauri, Alpha Centauri C, este o pitică roșie mult mai puțin luminoasă, care este steaua cunoscută ca fiind cea mai aproape de soarele nostru. Alpha Centauri B, B mic, contestată, și Alpha Centauri B, C mic, candidată, sunt 2 planete cu existență nesigure care s-ar afla pe orbită în jurul stelelor Alpha Centauri B mare. Și în sfârșit, Proxima Centauri B mic este o planetă pe orbită în jurul stelei Proxima Centauri. Alpha Centauri este sistemul stelar și planetar cel mai apropiat de sistemul nostru solar. Sistemul se află în brațul Orion al Căii Lactee și este cel mai apropiat de sistemul solar, aflându-se la 4,37 ani lumină distanță de Soare. Cu ochiul liber, acest sistem apare ca fiind steaua cea mai strălucitoare din constelația Centaurul și a treia cea mai strălucitoare stea de pe întregul cer nocturn. Alpha Centauri este prea la sud pentru a fi vizibilă în cea mai mare parte a emisferei nordice. Denumirile Rigel Centaurus, Toliman și Bungula au fost introduse în Occident într-o epocă recentă prin lucrările istorice din secolul al XIX-lea. Rigel Centaurus este o transcriere a denumirii din arabă Rigel Quantsuris, utilizată de astronomii musulmani și care semnifică piciorul centaurului. Acest nume fiind tradus direct de Claudiu Ptolemeu. Uneori mai recent este abreviat Rigel Kent. Rigel Centaurus este numele adoptat în 2016 de către Uniunea Astronomică Internațională pentru a desemna Alpha Centauri A. Toliman este o transcriere din arabă, Al-Zulman, struți, un nume originar din peninsula arabică, datând anterior traducerii lucrărilor grecești și care a putut desemna alternativ mai multe stele din actuala constelație Centaurul, fără să se știe foarte bine astăzi care exact. Originea denumirii Bungula este mai nesigură, cuvântul putând fi o contragere a literei grecești beta, deși este vorba aici de Alpha Centauri, și a cuvântului din latină ungula, copită, gheară. Proxima este un nume de origine latină și de uz recent pentru a desemna Alpha Centauri C, steaua fiind printre cele cunoscute cea mai apropiată de sistemul nostru solar. Numele Proxima Centauri este adoptat de Uniunea Astronomică Internațională în 2016. Proxima Centauri, în latină Proxima însemnând lângă sau cea mai apropiată de, este o stea pitică roșie ce se află la o distanță de aproximativ 4,2 ani lumină de Terra, în constelația Centaurului. A fost descoperită în 1915 de către Robert Innes, directorul Union Observatory din Africa de Sud, și este steaua cea mai apropiată de sistemul solar, deși este prea puțin strălucitoare pentru a putea fi văzută cu ochiul liber. Distanța sa față de a doua și a treia cea mai apropiată stea de sistemul solar, ce formează luminosul Alpha Centauri, este de 0,237 plus minus 0,011 ani lumină, 15.000 plus minus 700 unități astronomice, UA. Proxima Centauri poate face parte dintr-un sistem triplu de stele împreună cu Alpha Centauri A și B. Din cauza apropierii acestei stele, diametrul unghiular al său poate fi măsurat în mod direct. Valoarea acestuia reprezintă o șeptime din cea a Soarelui. Masa stelei este de aproximativ 8 ori mai mică decât cea a Soarelui, iar densitatea medie este de 40 de ori mai mare ca acestui. Deși are o medie a luminozității foarte scăzută, Proxima Centauri este o stea eruptivă fulgurantă, flare star,
și prezintă fluctuații mari și aleatorii ale luminozității, datorate activității magnetice. Câmpul magnetic al acestei stele este creat de către convecția de pe cuprinsul corpului stelar, iar activitatea rezultantă generează un total de raze X similar cu cel al Soarelui. Amestecul constant de combustibil din centrul stelei, prin intermediul convecției și producția relativ scăzută de energie a stelei, sugerează că Proxima Centauri va mai fi o stea de secvență principală pentru următorii 4 trilioane de ani, adică de vreo 300 de ori vârsta actuală a Universului. Căutările pentru eventuale alte corpuri ce ar orbita în jurul acestei stele nu au avut rezultate, excluzând astfel prezența unor pitice negre sau unor planete supermasive. Studiile de precizie ale vitezei radiale au exclus de asemenea existența în zona vieții a acestei stele a unor planete mai mari și mai masive decât Pământul. Detectarea obiectelor mai mici va necesita folosirea unor instrumente și metode noi, ca de exemplu propusul James Webb Space Telescope. Deoarece Proxima Centauri este o stea variabilă și o pitică roșie, este încă incert dacă o planetă ce orbitează în jurul acestei stele poate găzdui forme de viață, fie ele indigene sau colonii. Cu toate acestea, datorită apropierii stelei față de Pământ, Proxima Centauri a fost propusă ca destinație pentru viitoare călătorii interstelare. În 1915, Robert Innes, director al Union Observatory din Johannesburg, Africa de Sud, a descoperit o stea care părea a avea aceeași mișcare relativă cu Alpha Centauri. Acesta a dat sugestia ca steaua să fie denumită Proxima Centauri. În 1917, la Observatorul Regal de la Capul Bunei Speranțe, astronomul olandez Johan Vouté a măsurat paralaxa trigonometrică a acestei stele și a confirmat faptul că Proxima Centauri este la aceeași distanță față de Soare ca și Alpha Centauri. S-a dovedit de asemenea că noua stea avea cea mai slabă luminozitate dintre toate stelele cunoscute la acea vreme. Prima determinare cu acuratețea paralaxei a fost făcută de către astronomul american Harold L. Eldon în anul 1928. Valoarea paralaxei stelei Proxima Centauri, determinată de către acesta, a fost de 0,783 plus minus 0,005 secunde. În 1951, astronomul american Harlow Shapley a anunțat că Proxima Centauri este o stea eruptivă fulgurantă, flare star. Analiza înregistrărilor vechi a arătat că steaua afișa o creștere măsurabilă a magnitudinii în circa 8% din imagini, făcând Proxima Centauri cea mai activă astfel de stea dintre cele cunoscute pe atunci. Apropierea stelei față de Soare și, bineînțeles, față de Pământ permite observarea detaliată a activității sale eruptive. În 1980, observatorul Einstein a produs o reprezentare detaliată a curbelor de energie a razelor X pentru o erupție stelară de pe Proxima Centauri. Observații ulterioare ale erupțiilor au fost făcute cu sateliții Exosat și Rosat, iar emisii de raze X produse de erupții stelare mai mici au fost sesizate de către satelitul japonez Advanced Satellite for Cosmology and Astrophysics, ACCA, în 1995. Proxima Centauri a fost între timp subiect de studiu al majorității observatoarelor cu raze X, printre care se numără și XMM Newton și observatorul de rază X, Chandra. Din cauza declinației sudice a sa, Proxima Centauri poate fi observată doar la latitudinile aflate la sud de paralela 27 nord. Lumina piticelor roșii, adică cea a stelelor ca Proxima Centauri, este prea slabă pentru ca un om să poată vedea steaua respectivă cu ochiul liber de pe Terra. Chiar și văzută de pe Alpha Centauri, steaua Proxima Centauri ar fi văzută doar ca o stea de magnitudine 5. Aceasta are o magnitudine vizuală aparentă de 11, deci este necesar un telescop cu o deschidere de cel puțin 8 cm pentru a o vedea.
Chiar într-o noapte cu condiții vizuale ideale, cer senin și întunecos, cu steaua aflată sensibil deasupra orizontului. Proxima Centauri este clasificată ca o pitică roșie datorită faptului că aparține unui stadiu principal pe diagrama lui Hertzsprung-Russell și aparține clasei spectrale M5.5. Ar trebui să fie mai degrabă clasificată ca o stea pitică de tip M târzie. Magnitudinea vizuală absolută a acestei stele, văzută de la 10 parseci, este de 15,5. Valoarea luminozității totale a lungimii de undă este de 0,17% față de cea a Soarelui, deși în lungimile de undă ale luminii vizibile, față de care ochiul este cel mai sensibil, luminozitatea este de doar 0,0056% din cea a Soarelui. Mai mult de 85% din puterea radiațiilor reprezintă radiații infraroșii. Proxima Centauri are vânturi stelare relativ slabi, resulting in no more than 20% of the sun's mass loss rate from the solar wind. Totuși, datorită faptului că steaua este mai mică decât Soarele, masa pierdută pe fiecare unitate de suprafață de pe Proxima Centauri poate fi de 8 ori mai mare decât a Soarelui. Proxima Centauri, deși este cea mai apropiată stea de sistemul solar, se află la 4,22 ani lumină, distanță de către Pământ Terra, raportul dintre diametru și distanță fiind de 1 la 28.700.000, micșorat la scară. Dacă Soarele ar avea doar un centimetru în diametru, Proxima Centauri încă s-ar afla la 287 de kilometri distanță. Diametrul Soarelui este de circa 1.390.000 de kilometri. O navetă spațială urmează să fie trimisă pe suprafața planetei în următorii 30 de ani. Oficialii Observatorului Sudic European au confirmat descoperirea unei noi exoplanete, Proxima B, în interiorul zonei locuibile circumstelare a stelei roșii pitice Proxima Centauri din sistemul solar Alpha Centauri. Vestea este extrem de importantă, deoarece înseamnă că la numai 4,2 ani lumină față de Terra există o planetă care ar putea susține viață. Cercetările vor trebui însă să continue pentru a confirma în totalitate acest lucru. Proxima B mic este cea mai apropiată exoplanetă față de Terra ce a fost descoperită până acum, dat fiind faptul că ea orbitează în interiorul celui mai apropiat sistem stelar, Alpha Centauri, față de cel al nostru. Proximitatea pe care am descoperit-o este cu adevărat fascinantă, nici că se putea mai bine, susține unul dintre membrii grupului de cercetare, Michael Andel, Universitatea din Texas. Echipa care a descoperit noua exoplanetă include cercetători din cadrul Observatorului Sudic European, dar și din cadrul programului Pale Red Dot. Specialiștii au reușit să identifice obiectul cosmic în prima jumătate a acestui an, în timp ce făceau observații asupra sistemului Proxima Centauri. Datele pe care le-au obținut le-au comparat apoi cu informații obținute din cercetare în ultimii 16 ani. Ceea ce se știe până acum despre Proxima B mic este faptul că are un diametru de aproximativ 1,3 ori mai mare decât cel al Terei și cel mai probabil are o structură telurică asemănătoare Pământului. Se cunoaște de asemenea faptul că obiectul se află la o distanță de circa 6,92 de milioane de kilometri față de Proxima Centauri și realizează o orbită completă în jurul acesteia în 11,2 zile. Specialiștii cred că Proxima B mic ar putea avea o atmosferă care ar permite existența apei lichide și prin urmare și pe cea a vieții. Temperatura medie la suprafața planetei a fost estimată la aproximativ minus 40 de grade Celsius. Echipa care a descoperit exoplaneta Proxima B mic colaborează în acest moment cu Mark Zuckerberg, Stephen Hawking și miliardarul rus Yuri Milner pentru a construi o navetă spațială ce urmează să exploreze Alpha Centauri, în căutarea unor dovezi care să demonstreze existența vieții. Proiectul Breakthrough Starshot urmează să se concretizeze în cel mult 30 de ani de acum înainte. În cel mai apropiat sistem stelar de noi se găsește probabil cea mai bună șansă de a găsi și pe viitor coloniza o planetă habitabilă asemănătoare Terei.
Totuși, potrivit unui nou studiu al cercetătorilor de la Universitatea Hertfordshire din Marea Britanie, sistemul Alpha Centauri ascunde un secret surprinzător. Alpha Centauri este localizat la doar 4,37 de ani lumină de propriul nostru sistem solar și este cel mai apropiat vecin din galaxie. De asemenea, este un sistem ciudat, având trei stele care orbitează una în jurul celeilalte, Alpha Centauri A mare, Alpha Centauri B mare și Alpha Centauri C mare, sau Proxima Centauri. Pitica roșie în jurul căreia gravitează planeta Proxima B mic, despre care se crede că are dimensiuni similare cu cele a Pământului și poate susține viața, scrie Science Alert. În timp ce potențiala habilitatea Proximei B mic este un subiect intens dezbătut, ce poate fi și mai remarcabil este că aceasta nu provine de fapt din sistemul Alpha Centauri și nu a fost mereu atât de aproape de noi. Noile calcule realizate de oamenii de știință britanici, care au simulat mișcările corpurilor cerești din componența sistemului stelar pe o durată de timp de 10 miliarde de ani, au scos la iveală că există o posibilitate de 25% ca Alpha Centauri să fie avut în componență, la început, doar două stele, A mare și B mare. A treia, Proxima Centauri, împreună cu planeta sa Proxima B mic, a fost interceptată mai târziu datorită atracției gravitaționale. Mai mult decât atât, această ipoteză poate duce la elaborarea altor studii cu privire la habitabilitatea planetei Proxima B mic, întrucât în mare parte, modelele actuale exclud această posibilitate. Dacă totuși, exoplaneta provine din altă parte, iar alipirea la Alpha Centauri este un fenomen recent, există posibilitatea ca măcar cândva Proxima B mic să fi susținut viața. Der Spiegel, o revistă săptămânală germană de știri, a anunțat că oamenii de știință au descoperit o exoplanetă asemănătoare Pământului în apropierea sistemului solar și că European Space Observatory, ESO, într-un studiu recent, a identificat 20 de potențiali candidați pentru al doilea Pământ dintr-o listă de exoplanete descoperite de telescopul spațial Kepler, pentru ca eforturile depuse pentru căutarea vieții în afara planetei noastre să fie mai ușor de gestionat. Se pare că acum aceste eforturi vor fi chiar mai ușor de gestionat. Proxima Centauri face parte din sistemul Alpha Centauri, cel mai apropiat sistem stelar de sistemul solar, aflat la o distanță de aproximativ 4,35 de ani lumină de sistemul nostru solar. Chiar dacă în știrea din Der Spiegel se anunță că această exoplanetă se află atât de aproape de noi, ea este totuși mult prea departe pentru ca noi să putem ajunge la ea utilizând tehnologia spațială actuală. Un an lumină reprezintă distanța parcursă de lumină într-un an, iar viteza luminii este de aproximativ 300.000 de kilometri pe secundă. Având în vedere vastitatea Universului, studiul unei exoplanete din vecinătatea stelei noastre reprezintă probabil cea mai bună șansă de a găsi viață în afara Pământului. Der Spiegel nu a furnizat mai multe detalii privind această descoperire, dar a afirmat că European Southern Observatory, ESO, va face un anunț în legătură cu aceasta către sfârșitul lunii august. Purtătorul de cuvânt al ESO, Richard Hooke, nu a confirmat această știre, dar nici nu a negat-o. Sistemul trinar Alpha Centauri nu este atractiv pentru pământeni doar fiindcă este cel mai apropiat sistem stelar de Pământ, ci și prin faptul că este bogat în metalicitate și alte similitudini cu Soarele. Mai exact, știm sigur că sistemul Centauri este habitabil. Este și cel mai apropiat sistem cu doi sori, ambii de mărimea și tipul Soarelui, și apropiați, cum ar fi Soarele față de planeta Saturn. Ideea este că cele două stele Centauri, A mare și B mare, au un sistem extins de planete, dovada indirectă a venit prin descoperirea unei planete în jurul componentei C mare, numită Proxima. Din cauza instabilității la formare, se pare că planetele acestui sistem au migrat spre interior, iar cele de azi pot fi miezuri masive ale unor planete uriașe gazoase sau pot fi asemenea celor din sistemul nostru solar. Ideea este că zona habitabilă în jurul stelelor A mare și B mare
este mult mai întinsă, deoarece cele două stele încălzesc fiecare și sistemul planetar al celeilalte. Astfel, cum Marte ar fi încălzit aproape ca Pământul dacă ar orbita în jurul stelei A. Probabilitățile spun că am putea avea între o planetă habitabilă sau semi-habitabilă până la 4-5 planete habitabile în cele două sisteme stelare. Prieteni, sunt Cristian Alexandrescu și vă doresc toate cele bune. Pe curând!